Accidentul s-a petrecut pe șoseaua ocolitoare a Slatinei la primele ore ale dimineții. Fără să se asigure, un tânăr aflat la volanul unui autoturism ce venea dinspre București a intrat pe contrasens și s-a izbit de un tir care circula spre Pitești. Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 24 de ani din județul Prahova, în timp ce conducea autoturismul pe strada Oituz, s-a angajat în depășirea unei coloane de autoturisme, a intrat pe sens opus și a intrat în coliziune cu un tir condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Ilfov. Trei din cei patru ocupanți ai autoturismului nu au mai ajuns la Băile Herculane pentru a petrece vacanța, ci la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Din fericire, cu o singură excepție, victimele nu au suferit răni grave. Toate cele patru victime care au venit din accidentul rutier sunt stabile hemodinamic, niciuna din victime nu are viața în pericol. Ambii șoferi au fost verificați cu etilotestul, iar rezultatele au fost negative. Tânărul care a provocat accidentul este acum cercetat de polițiști pentru vătămare corporală din culpă.